Mamă, nu-mi vine să cred că am ghicit 9 din 8, ești nebun la cap. Hai ce nu ești Eli 100%. Bun, hai să oprim emisiunea asta aici. Vreau să gândesc total invers de cum aș gândi. Poate asta e soluția. N-ai în viața reală. S-a hazardat. Salutare și bine ați venit la emisiunea Vezi-ți de glumă, emisiune care este aproape de final, de vreo 5 episoade, dar este mereu salvată pe final. La fel cum sunt și glumele lui Drăcea, salvate de propriul râs. Și iată că am dat și spoiler cine este invitatul meu din acest episod. Este Bogdan Drăcea. Drăcea a fost primul meu invitat la un moment dat la această emisiune, acum 3 ani când am început-o noi. Îți mulțumesc, Drăcea, că mi-ai dat încredere atunci. Cu drag, bună S-a schimbat seara. Foarte mult cariera ta de atunci. Uite, de la live-uri cu Mocanu ai ajuns la reclame la detergenți. N-ai făcut-o pentru bani, ci cât să speli trecutul, cred. Opa! Ai dat și tu în curță, mara, mă! Drăcea, ești pregătit să începem emisiunea? Sunt foarte pregătit, perfect. Am venit doar să dărâm recorduri. Perfect, părere Shelly. Oi, detectorul, stai. Nu știu dacă te-ai uitat la emisiunea asta, am evoluat puțin de când ai fost tu. Toți invitații mei primesc 8 mesaje vocale, uh-huh. La tine n-a fost cazul, ți-am pus doar 4 mesaje vocale, pentru că știu că tu ești obișnuit să-ți ia jumate globalul. Opa, băi, una după alta. Drăcea, s-a trimis pe WhatsApp, poți să intri. Poze cu apropiații ai tăi care au mai rămas în viața ta și tu poți să-mi spui de pe cine crezi că am abordat și pe cine nu la această emisiune. Ai primit 8 mesaje vocale. Să știi că diferența față de când diferența față de când ai fost tu e, acum o să ai și o glumă surpriză. Un om care n-apare acolo, uh-huh. Din orice zonă. Cine crezi? Și vrei să zici că restul de aici apar? Că nu chiar toți, no. La cine crezi că n-am ajuns? La Cabral n-ai ajuns niciodată. Vezi că aseară am fost unul lângă altul la cinema. A stat lângă da, mine. No, fix lângă mine a stat. Cu toate astea 100%, nu cred. Nu? Nu. No. Așa e. Așa e. Băi, și l-am întrebat și n-a vrut. Că nu mă bag, nu mă asociez cu Drăcea. Nu, dar n-ai ajuns pentru că a venit la noi, ne-a salutat și m-a salutat pe mine, am vorbit și după aia tu ai zis ceva urât de el, deci n-aveai cum să-i vorbi cu el. Mamă, cât aia e, mă, cât aia e, mă, animalul. Eu te-l pus tot să mor. Mamă, și ce micuț e aia lui. Da. Cum stai, mă, cu el? Ia zi, la cine crezi că n-am ajuns? În afară de Cabral. Ok, Cabral e inabordabil. Shelly? Deliric? Costi Max? Bă, cred că Bobo? Ai ajuns la tot, la Deliric, e posibil să fie ajuns, dar nu cred că ți-a trimis. A, m-a dus acasă, am nu, livrat cred un că colet. I-ai dat mesaj, te-a zis da, da și nu ți-a trimis. Nu. Da. Ai pățit des cu el asta? Cu bănuții cam așa e la mine. Nu, dar îl știu și când n-are chef și nu cred că a avut chef. Ok. Dar poate a trimis totuși, nu știu. Da. Așa, în rest de aici, pare că, adică te știi cu toți, deci pare fi o șansă. Sau la Florin Gheorghe n-ai reușit să ajungi câștigătorul la Umor sezonul 2023. Bun, fii atent. A, sau la mine, sunt da. Și eu. Ești și tu pe asta, mă? Ah, da, corect, bravo. Bă, scuze, nu mai știam care ești tu, care e rusul. Vezi că eu am implant decent de... Bă, sub șapcă arată super ok. Da, uite, da, da. Mm-hmm. Okay. Fii atent, Drăcea, dăm cu prima glumă. Ești pregătit? Da. Fii atent. Drăcea, ne uitam dacă era un prezentator, emisiunea se numea Prass House. Da, deci este o imitație de Shelly făcută de Alex Bogdan. Ia, nu vrei să mai ascult toată? Drăcea, ne uitam dacă era un prezentator, emisiunea se numea Prass House. Nu zici că e Shelly, mă? Nu e Shelly 100%. Acum mi-e panică că poate să fie și Ionuț Rusu. Dar știindu-l pe Alex Nu, e Alex Bogdan, 100%, n-are cum. Alex Bogdan zici, da? Da. Drăcea, eu uitam dacă era el prezentator, emisiunea se numea Prass House. Bă, nu, coaie. Nu, mă, nu. Bun, hai să oprim emisiunea asta aici. Ne vedem episodul viitor, nu mi-a închis. Dar eu nu zic, m-am gândit că ar putea fi și el. Dar el nu e niciodată atât de rapid. Așa, mi se pare că a avut chef când am ți-a dat speed, am dat speed frumos. A, ce nenu, i-ai dat speed? Da. Păi n-ai voie, frate, eram și... Nu-i corect. Păi, Bogdan... Păi, eu nu-ți rost să nu vorbești niciodată așa repede. Emisiunea asta e la nivelul unde e. Face view-urile și like-urile pe care le face. Dați acum un like să pară că avem like-uri. Să nu ne facem de rușine. Comentam pulea, Caterin, că alea tale. Fii atent, Drăcea, eu fiecare, între fiecare... Nu, dacă vrei, tăiem aici și începem din nou. Da, da, cum sunt eu obișnuit. A nimerit Alex Bogdan, văd eu cum fac. E Alex Bogdan, oameni buni, incredibil ce început. Hai mă, deci încă am șanse să fiu la record cu toți, 7 din 8. Da, bine. Eu speram că-mi închizi emisiunea aici. Fii atent, Drăcea, tu ești foarte pasionat de Adidas. Da.
Te uiți la ce poartă lumea din jurul tău? Mă mai uit, da. Perfect. Atunci am un concurs pentru tine. Așa. O să-ți dau picioare de comedianți cu Adidas, aproape toate. Uh-huh. Să-mi spui dacă... Vreau să văd cât de atent ești la ce purtăm noi. Eu mi-au Adidas pentru tine. Adică gen să te impresionezi pe tine de foarte multe ori. Uh-huh. Și vreau să văd dacă are rost. Ți-a trimis pe WhatsApp acum niște poze. Oh, și să-mi spui a cui crezi că este acel picior. Bă, bărbații au cele mai urâte picioare de pe planeta asta, mă jur. Bă, băiat, piciorul ăsta nu știu al cui e. Pare un picior foarte... Și aici e tot din oamenii cu care mi-ai trimis poze? Nu, 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 e dintre comedianții români. Că acolo nu prea sunt comedianți, că nu mai... Cine ar pune poza asta? Nu știu. Hai să ne uităm, are unghiile partăiate. Da. Deci nu e Vlad Barbu. Ce prost. Bă, nu știu, pare un picior foarte mare. Aș zice micuțul, dar nu cred că își pune micuțul poze cu piciorul așa, nu știu de ce. Cine, e și vacanță, e în vacanță. S-au avut show la Galați. Dar asta le-ai cerut tu sau le-ai luat de pe net? Nu, le-am luat de pe Instagram. Cine dracu pune așa ceva? A, e Sorin. Zici? Are urma de sanda? Da, da, pare, pare. Are, se vede un pic de bronz aici. Rămâne Sorin? Aș merge pe Sorin. Costel. A, dar uite cum e zoomat, așa pare un picior foarte mare, de-aia m-am gândit. Ia, dă următoarea. Mama, așa, e, așa a ales cineva să parte ăștia. E un comedian care are asta în picioare, mă? Știu că pare o doamnă de la piață. Zi, mă, e un comedian care, mamă, nu-mi explic cine ar putea să aibă așa ceva. Bă, dar cât de greșit vin toate. Și cu pantaloni. Aș merge pe Nathan Ticu. Dar nu sunt sigur. Înțeleg de ce. Bă, nu-mi dau seama. Cine dracu ar putea să poartă așa ceva? Dacă sunt ăștia original, mai și costă așa. Cine dracu și-ar fi luat așa ceva? Cine și-o încearcă fashion? Păi hai. Poate să, Teo? E clar, sunt original. Dar nu cred că și-a Teo așa pantaloni. E Maria? Cine și-a de ăștia? Nu-mi dau seama. Nu, care, e păr pe picioare, nu? Că nu-mi dau seama. Cred că e niște păr acolo. Cortea. E bobonete, mă, nu pot să cred așa ceva. Doamne, bă, băiatule. Bobo, dacă vrei sună-mă, zi-am și șosete. Ia, bă, dar cât de funny sunt ăștia, știi că sunt de la Easy. Bă. Ia, următoarea. A, Toma. Toma? Da. Easy. A, știam eu că e prea easy. Bun. Toma, știu. Asta? De mai în față. Converge. A, Popescu. Te arunci, nu e. Dar cine? Mai gândește-te. Mirel? Nu, erau murdari. Nu că sunt la prea Mirel, sunt doar vinși murdari. Nu-mi dau seama, frate. Pare cineva care stă, e foarte rockstar în turneu, așa un pic. Dar doar Popescu sau Luiza? Nathan Ticu. Nata. A, uite, dar uite ce tânăr era, n-ai voie să o pui. Acum Nathan Ticu poartă numai chestii cu gablonțuri, cu ațe, rupți, cu numai cu nebune. Ia zi la șalupele astea. Ăsta e Popescu. Da. Cer ce scuze la mâiște ăștia. Și următoarea, te rog. Asta. Și uite că e lângă o mașină cu număr străin. Aia mă rupe. Pariume, ce vrei tu că erau pepe în mașină? Nae, n-ai voie să spui nae. A, jucăm greu. Tot Bobonete? Mm-mm. Cortea? Nu știu cu aia cine ar putea să... Dan Badea. Între pauzele, bă, de la filmări. Bă, ce fanii cu aia. Și ia vezi asta. Bă, e niște fashion aici, Bordea. Bordea? Da. Mai gândește-te. Mamă, dar pare că nu o să nimeresc. Știi ce, vreau să fac record să nu nimeresc nimic. Hai că a nimerit Popescu. Da, wow, și Toma. A nimerit Toma. Nu știu, cine dracu? Teodora? A, eu sunt cu aia. Și aveți ultima? Asta? Da. Eu sunt. Da? Da, știu și poza cu câinele de acolo, nu? Eu sunt, mă, ce ai? Hai, mă, că jumate te-ai ghicit. Da, mersi. Bă, te-ai descurcat bine. Aici, Mirel Lejer. Dacă vrei să mă întrebi. Bă, ce vrei tu? Dacă e să mă întrebi pe mine, nu o să mă mai îmbrac atât de... Nu o să mai mă stesesc și Adidas și-mi iau că nu prea te uiți atent. Da. Dar funny. Mă uit, mă, dar nu cunosc ce vrei. La aia cu Bobonete mi-ai și zoomat-o aiurea, că nu-mi dădeam seama de nimic. Bă, ce funny Dan Badea. Da, cu Tesla aia. Și are nevastă. Străine. Fii atent. Drăcea, ai unul din unul.
Vedem noi la editare. Ai 0 din 1, ce ai să 0 din 1, mințim? Dar fii atent, am încredere în gluma 2. Ia, stai un pic să mai pun poza cu ei, stai. Zi din nou. Bă, vorba cu piață că Dacia s-a fi îngășat atât de tare încât ca să poată să participe la sezonul 2 din Săriți de pe Fix, producătorii de la Pro TV au decis să schimbe numele emisiunii în măcar ridicați-vă un pic pe vârfuri de pe Fix. Iar a jucat-o cineva cu râriala. Bă, așa o să fie toate până nimeni spui. Mai dă o dată, te rog, că nu dau seama. Umbră vorba cu piață că Dacia s-ar fi îngășat atât de tare încât ca să poată să participe la sezonul 2 din Săriți de pe Fix, producătorii de la Pro TV au decis să schimbe numele emisiunii în măcar ridicați-vă un pic pe vârfuri de pe Fix. Tu ai făcut râreala sau e... Măcar ridică. Nu, întrebarea mea e, omul clar a jucat râreala, că nu e Shelly. Da. Deci a jucat râreala. Da, Alex dar. Bogdan. Alex Bogdan? Așa zic. Da, da, dacă nu nimeresc chiar nimic. Umbră vorba în piață că Drecea s-ar fi îngășat atât de tare încât ca să poată să participe la sezonul 2 din Săriți de pe Fix, producătorii de la Pro TV au decis să schimbe numele emisiunii în măcar ridicați-vă un pic pe vârfuri de pe Fix. Să mă bag până în gura mea cu aia, nu să nimeresc absolut nimic. Mare nenorocișel are treaba ta. Bă, băiatule, bă, da, n-am nimerit. Bă, dacă fac tot 6 din 8, înseamnă că n-am evoluat deloc în 3 ani. Sau... Nu, pe planul ăsta. Da. Că pe alte planuri. Oho. Punem o imagine cum arătai în, în 2021 când am tras. Ia, da. Insert aici. Eu cred că o să fiu cel mai slab din emisiunea ta. Bă, hai saco, ești bine și eu la window la film prost. Mă simt, dar am saco, înseamnă că-s important. Ok. Hai să filmăm iar, de la început, faci intro, faci toate alea din nou, da. Și punem alte personaje. Da. Hai că vedem după, vedem câți nimerezi de aici, da, și mai dacă, pui după. Dacă ești tu Popescu, care a făcut 3, refacem. Mamă, 3 a făcut, el da. E cel mai jos? Vei fi tu acum. Nu, nu, 4 inimerezi. Tu care spun numele, mai ciupești followeri. Hai mă, lasă, 4 inimerezi. Bă, dar nu vine să crezi ce am gherlit-o. Chiar am crezut că e cineva, că te cream în stare, cum a fost și primul să joace râria la aia. Toți. Mare, mamă, asta zic, am impresia că o să fie toți râriți, trebuie să lași pe cel ultimul. Drecea, m-am uitat la Bass House. Așa. Ai bubuit. Nu prea te-ai simțit în largul tău printre certurile de acolo. Uh-huh. Ce s-a întâmplat acolo? Bă, nu s-a întâmplat nimic. Eu nu, în general, eu m-am simțit bine așa, eu m-am distrat cu ei, dar la un moment dat, da, știi cum e, tensiunile, concurs, competiție. Nu că nu mă simțeam în largul meu, dar când se întâmplau certuri așa, eram în lumea mea, vedeam de ale mele. Cumva e semifinala, până dăm noi semifinala, poate și finala, nu știu exact, a ajuns până departe în competiție. Ies în următorul. Ies în următorul? Nu știu cum postezi ăsta, dar ies. Da. Ies înainte de final. A, că eu mă așteptam să ieși mai devreme, că tu așa ai făcut de obicei în grupurile în care ai fost. Ai ieșit devreme. Bă, nu e că uite cu voi de cât timp sunt. Se face anul acum. Avem? Nu știu, azi la mișto. Nu cred. Să ne promitem că... Dar după sala pala... Oh! Rachete! Tu, doar pe interese, doar pe interese. Bine, mă, seama, da. Ai 0 din 2, da. Încă mai poți să-l bați pe Popescu. Ascultă gluma 3. Drăcea face multe fapte bune pe Twitch. Ultima dată a adoptat un motan nevoiaș de pe stradă. Cred că voia să afle cum a simțit delirii cu el. Ăsta ești tu. De la glumă, de la glumă. 100% ești tu, pentru că ai făcut vocea aia prea haos. Ce dracu ai editat la aia? Nu se înțelege nimic. Bă, mix master, frumos. Doamne, tu ești, nu? O dăm? Eu zic că tu. Vrei să mai ascult toate sau dăm? Nu. Eu? Da. Drăcea face multe fapte bune pe Twitch. Ultima dată a adoptat un motan nevoiaș de pe stradă. Cred că voia să afle cum a simțit delirii cu el. Aoleu, Doamne, bă, dar când am făcut noi asta la început, nu erau editurile în halul ăsta. N-aveam cum să-mi dau seama. Profi, bă, evoluăm. Mamă, 0 din 3, bă, băiatule, dar nimic nu s-a pupat. Eu am observat altceva în... Bă, dar ți-a trimis de liric, e mare lucru. Vezi seara câte sinurea mea. Trebuie să iei dur. Trebuie să iei la sentiment și pe Shelly. M-a amânat mult. E pentru Drăcea, subliniez asta, știi, când ai mesaj. E pentru binele lui, îl ajutăm în carieră. Da. Toate chestiile astea, mă rog, nu e cazul acum 0 din 3 să te ajut în carieră. N-ai nicio șansă, nu momentul mai ajută, ăsta, sigur, nimic nu mă mai ajută pentru emisiune. Mai faci Twitch, mă, Drăcea? Vreau să reîncep să fac. Că eu te urmăream o perioadă în care făceai react-uri la piese rap și chestii
Și mă așteptam, că era singura platformă Twitch în care nu-l pupai în pulă pe Deliric. Opa, aoleo, una după... Mie mi se pare că tu chemi oameni la emisiunea asta doar ca să-ți mai dai tu glume despre ei, pe care n-ai putut să le dai undeva, dar ai spune la rostul frungul meu, rămas asta, drăgea, să-l chemă. Mamă, dar zici că te apuci de Twitch-ar. Așa aș vrea, da. Și ce ar vrea să faci? Bă, tot așa, să facem niște reacturi, să ne mai jucăm cu oamenii, pac, tăiat, content, pus pe YouTube. Oh, ap, un vloguleț, așa. Un vloguleț, mai un așa, cu Adidas și așa. Bă, ar merge. Mi se pare că e loc de Twitch, pe Twitch. Vreau să de... fac și am, o să fac o cameră foarte mișto undeva, cu o canapea și vreau să fac așa mai, cai senat de pe Wish sau ceva. Gen să chemăm oamenii să nu mai fie podcast așa, stăm amândoi la o masă, vorbim. Vreau să fie, stăm relax pe canapea, ne jucăm, mai vorbim, vedem cum merge. Eu prin februarie nu prea pot, dar prin martie aș putea să vin. A, păi ok. Îl dau în... drumul în mai. Da, știi care e faza? Fii atent, frățiorul meu, faza e că vine vara după martie, e relax toată lumea. E lumea în concedii, da, așa. Doamna, sunt la bulking și nu pot să... Vedem cum facem. Ai 0 din... 3, 4, nu, 3. 3, 0 da. Din 3, da. Fii atent. Drăcea, de fapt, n-are coșuri. L-a obligat Sherry să machieze așa ca să pară mai de vârsta publicului. Opa! Ia mai două dată, te rog. Drăcea, de fapt, n-are coșuri. L-a obligat Sherry să machieze așa ca să pară mai de vârsta publicului. Îmi dau seama că e ăla acum. Pauza aia așa. Cine dracu ar vorbi așa? Mai două dată, te rog. Drăcea, de fapt, n-are coșuri. L-a obligat Sherry să machieze așa ca să pară mai de vârsta publicului. Cabral. Dar ziceai că n-am ajuns mă mâncați aș gura ta. Vreau să gândesc total invers de cum aș gândi. Poate asta e soluția. Drăcea, de fapt, n-are coșuri. L-a obligat Sherry să machieze așa ca să pară mai de vârsta publicului. Bă, băiatule, 0 din 4, bă, drăgea. N-am nimerit nimic. Dar le și pui, mă, frate, n-ai voie, prea te joci cu vocile alea, poți fi regina Angliei. Nu pot să spun asta. Zi, mamă, ce bun sunt, că dacă eu fac teaser la început, teasing de la, și dacă pun n-am nimerit nimic, oamenii se așteaptă la asta. Tu zi, mamă, 8, fac 8 din 9, fii atent. Mamă, nu-mi vine să cred că am ghicit 9 din 8, ești nebun la cam. Am ghicit și gluma surpriză, doamna, de aici, la curățenie. Dacă tot suntem la glume despre coșurile tale și eu am... Mi-a rămas în laptop, sigur, o să o dau drăgea. Tu râzi mereu foarte mult la glumele tale, cu gura până la urechi. De fiecare dată îți mai storci două coșuri când faci asta. Faci atât de multă reclamă la KFC, drăgea, încât tu n-ai puroi în coșuri, ai sos glem. Ai ce până la mea. Și bun. Pare că și ție ți-a venit când ai să-mi dă. De asta n-am dat-o nicăieri, mi-a rămas în laptop, uh-huh. Am dat search drăcea glume bune, nu mi-a apărut drăcea asta. Drăcea gras, drăcea coșuri. Bă, colegul tău, Alex Bogdan de la ProTV. Da. Ești în foarte multe proiecte. Eu am crezut la un moment dat că fac foarte multe chestii și m-am oprit, după care m-am făcând research pentru tine acum. Da. Ești la ProTV, da. ProFM, Shelly TV, Porc TV. Da. Nu știu, faci o grămadă de chestii. Când mai ai timp să și mănânci, drăcea? Asta e. Când pare că ai timp mult să mănânci, dar nu înțeleg când. Cum reușești să te... Pe drumuri ai văzut când ne-am întâlnit că mâncăm un sandwich când am venit. Deci, adevăr că și dacă faci foarte multe chestii, mănânci și căcaturi. Da. Cum reușești să faci toate astea? De la 6 dimineața, în continuu, în priză, filmări. Cu timp, dar anul ăsta vreau să încep să mai zic nu la lucruri. Și să mă focusez așa să L-am prins înainte de nu. Bă, ăsta nu e 2025 sau cât îl postez? Nu. Da. Îmi găsesc timp să fac lucruri. Plus că până la urmă ce să fac acasă? Să stau, să mă joc. Am stat acum în vacanță. M-am jucat două zile, a treia zi mă plictisisem deja. Și vezi rezultate? Au început să se vadă rezultatele. De vreo câteva luni. Când facturează BTU. Nu, zic că îți bag acolo să-mi fac follow-uri de aia din India, de peste tot. Verified. Bine, drăcea. Nu glumesc, pe nașpa. Drăcea, ai 0 din 4, e dezastruos. Da. E prima oară când folosesc cuvântul ăsta în viața mea. Ești bravo. Dezastruos. L-ai folosit bine. Fii atent, gluma 5. Drăcea este singurul om care crede că McDonald's-ul de la Romană este departe de KFC-ul de la Romană. Asta pentru că este gras și leneș.
Florin Gheorghe. Dacă nu-i Florin, mă ridic și plec un pic pe aia de emisiune. Ce ai făcut? I-ai dat speed, i-ai mai pus cuvinte, ce ai făcut? Vrei să mă ascult o dată? Ia. Yeah. Drăcea este singurul om care crede că McDonald's-ul de la Romană este departe de KFC-ul de la Romană. Asta pentru că este gras și leneș. Florin, e mă. Rămâne, da? Da. În sfârșit. Drăcea este singurul om care crede că McDonald's-ul de la Romană este departe de KFC-ul de la Romană. Asta pentru că este gras și leneș. Era sigur, era sigur. Efectiv. Deja citesc comentarii, nu-mi vine să cred ce prost e Drăcea și eu am ghicit. Da, mă, de acasă, cu tastaturile tău, stai șmecher. Adu tastatura încoa. Adu tastatura, că-ți ghicesc tot. Bă, sincer, e mult mai greu aici. Acasă poți să dai spis, să dai în spate, să te uiți la poze în real time, e easy. Foarte. Mamă, 5, câte mai am? 3? Mai ai 3. Primele 5, ai observat că niciun prieten din stand-up? Da. Citisem un studiu la un moment dat că cu cât vorbești mai mult de prieteni, înseamnă că nu ai prieteni. Deci de-aia tu vorbești de noi foarte mult. Nu, de asta tot zici tu, prietenii mei de la Samsung. Că tu n-ai în viața reală. Tu n-ai. S-a hazardat. Tu te legi de firme, de astea. Da. Tu n-ai. Mamă, dar nu. Mamă, deci am șanse să fiu mai rău. Simți cu bubuial, da, va fi mai rău, clar. Deci da. Mai știu ce urmează, gluma surpriză. Până acolo. Poate nivelez pe aia. Nu acum. Dar la aia nu-mi dai bine. Variante, nu? Nu, dar am venit să-ți dau. Ai văzut ce mă bine gândesc, a mers până acum cu mă variantele? Mă gândesc să-ți dau. E primul invitat la care o să-i dau. Dai două variante, doar doi oameni per glumă. Poate. Și așa. E clar că se simte un boost în follower, în habar n-am awareness la tine acum cu Buzz House-ul. Da. Cam când preconizezi că o să ne abandonezi cu stand-up-ul? Oricum, deja s-a simțit, am primit foarte multe mesaje că de ce în decembrie tu n-ai fost cu noi? Pentru că a bubuit la copii, oameni buni, în decembrie ai prezentat serbări, ce ai prezentat? Ai fost zile ai de fost naștere, Crăciun, am fost la mec în scaunel de la descrie 12, ne-am dat în bile. Dar în ianuarie, uite, că au început copiii școala, ești cu noi la show-uri, da. Dar ce se întâmplă în viitor? Când ne abandonezi? Presim că vine un abandon. Bă, nu vă abandonez niciodată, pentru că în formula asta aparent avem succes la vânzări, nu știu cum și de ce neapărat. Cred dar că suntem recunoscători. Cred că de la tine. Și nu neapărat. Și eu zic să rămânem așa. Plus că e bine, că mai nu facem tot timpul toate lucrurile împreună. Da, asta e mișto. Da. Dar facem, ai renunțat la emisiunea mea Roaster Post? Mi-e frică că o să te pierd la un moment nu, dat. Nu, la aia n-aș renunța. Dar oamenii din Timișoara pe 22 și 23 martie ne-a scris foarte mult. Suntem cu două show-uri. Dacă vreți să veniți, acum e momentul până după bubuie ăsta mai rău. Și nu mai facem niciunul până atunci? Nu. De-abia aștept. Ăla e singur. O să fie bun, credeți-ne, când ne dă cârje niște pauză, când ne dă drumul ales, se ne lasă un pic, după aia, mamă, ce pare chem că avem. Vă exploatezi cu aia, cum că spuneți. Păi nu pare, așa este. Hai, muncă. Da. 6 episoade tragem azi. Asta e 6-lea. De asta e Drăcea rupt. M-am întâlnit cu șurubel pe scări. Deci că nu mai poate, m-a distrus. Și să vorbim și de Buzz House puțin. Scoateți film, am văzut. Da. În aprilie o să fii în cinema, Drăcea. Da, e o dorință. E o dorință care mi-am pus-o de mult. Ai avut o părere? Știai de anul nou? Planul? Bă, nu mai știu, nu? Cred că n-a fost pe rezoluție, n-a fost pe listă, nu? De ce să fac în 2024, să ajung în cinema? Nu, știam de dinainte, parcă a fost cu câteva zile. Dar a fost ceva foarte spontan. Foarte de curând așa și spontan. Și m-a sunat, cum a întrebat, cum mi se pare ideea. Am zis clar da. Și realist vorbind la ce în comentarii acolo. Cred că dacă se face și probabil o să se facă următorul sezon de Buzz House. Ai cere mai mulți bani. Cred că da. Așa. cred că mă mai antorează și pe mine, sper. Și acum să apară direct următorul, nu mai o să fie fix toți în afară de mine. Și Vlad ăla care vorbește așa Vlad de toți. Vlad Neamțu? Da. E foarte băiat Vlad Neamțu. Și Vlad Neamțu, dacă îl prinzi vreodată, să-l rogi să-ți arate cum vorbește ca Uzi, cu voce groasă. Îți sparge creierul. Și de ce nu vorbești? Cred că e obositor să vorbești așa. Bă, dar tu știi cum, păi ce-o dai așa? Bă, dar te sperii, tu știi cum, se aud decibeli în gâtul lui. Înseamnă că aia nu e vocea lui. Înseamnă că el are o voce în mijloc. Eu nu mai știu care e vocea lui. Dar hai să vedem vocea următorului om. Da, știi ce? Asta e, nu e ca și cum știi vocea cuiva. Vio. Pune Vio. Hai, zi cine crezi că e acum și vedem. Vio? Vio. Drăcea, deși are piesă trap, el nu va cânta niciodată gagică-te la mine în DM, ci firma ta e la mine în contract. Asta nu e surpriză.
Vezi, mă, Shelly, că e amuzantă, aici. Băga mea și pula. Vezi, Shelly, că e amuzantă. I-a dat-o lui Shelly și a zis slabă alta. Adevărat. Vezi, mă, și larule. Chiar e bună, ia mai două dată, te rog. Drăcea, deși are piesă trap, el nu va cânta niciodată gagică-te la mine în DM, ci firma ta e la mine în contract. Știi ce, știi ce sunt supărat acum? Că aș vrea să am recordul să greșesc pe toți, dar cred că știu. Ia. Yeah. Cred că e Bobo. Zici? Așa zic. Hai mai ascultate, te rog. Drăcea, deși are piesă trap, el nu va cânta niciodată gagică-te la mine în DM, ci firma ta e la mine în contract. Da, zic Bobo. Rămâne Bobo? Da, 100%. Drăcea, deși are piesă trap, el nu va cânta niciodată gagică tăi la mine în DM, ci firma ta e la mine în contract. Da, mă, bă. Mamă, ce greu e să mă rămân. Și mi-a pus implantul în spate, uite. Da, mă, da. Ai nimerit. Da. Este Bobo, este editorul lui Drăcea, care face și emisiunea asta. Sperăm să nu facă vreun căcat acum, să se oprească pune brusc acum, să se pună primul, să fie el la toate glumele cu vocea lui. Iar e Bobo, bă, frate, câte glume are, nu vine să cred. Drăcea, ești singurul comedian, după părerea mea, care are o pagină despre el. Drăcea Outfit se numește. Da. Unde nu știu dacă e singurul, dar... Eu cred că e singurul din ce am urmărit eu. Unde, nu știu exact cine se ocupă de pagina, o, dacă, fată. O fată, are la descriere, nu vreau să mint, vreau să citesc exact cum scrie, doar îmi arăt aprecierea față de Drăcea. Pe pagina aia se postează outfiturile tale. Da, adică nu știu dacă am mai postat acum, dar s-au postat la un moment dat și m-am mai întrebat de chestii, dar nici eu nu mai știam. Cumva, cred că dacă chiar voia să-și arăte aprecierea față de tine, nu posta cu ce te îmbraci și ce mănânci. Ca să vezi și tu activitatea de pe pagina aia. Zici, bă, băiatule, cred că au prea multe postări au fost azi. Să fie ceva Drăcea's Meals. Astăzi burger. Prea multe postări am avut azi. Să zic că, mă, mai potolește de că nu mai am timp, nu mai am. Nici n-am voie pe Instagram, mi-a dat limită de 19 poze pe zi. N-am cum să pun mai multe. Drăcea, urmează gluma surpriză. Da. Eu am o provocare pentru tine, dacă te bagi. Da, sigur. Având în vedere că vom avea sala Palatului pe 31 ianuarie. Unde, când apare episodul ăsta, nu mai avem foarte multe bilete. Sau da, Doamne ajută. Așa. Vă rugăm, dacă nu sunt oameni care nu și-au luat bilete, bă, v-am iertat. V-am iertat până vă luați salariu. Crăciun, anul nou, v-am iertat. Da. Gata. Gata. E imediat 31 ianuarie. Provocare, dacă vrei să facem. Da. Dacă ghicești gluma surpriză, eu urc la sala Palatului pe cea mai lăicuită piesă din comentarii. Oamenii lasă acum pe ce piesă să intrăm. Și să dea like-ul la ce le place de acolo. Vai. Și dacă n-o ghicești, tu urci pe ce piesă e cea mai lăicuită în comentarii. De ce îmi faci așa ceva? Te bagi? Nu. Hai, mă. Bă. Păi stai, mă, să... Păi clar n-o să o ghicesc, cel mai probabil. Sunt șanse mari să da. E cu video. E cu video și pe față am pus ceva. Te ajut dacă vrei. Hai, mă, te bagi. Deci oamenii din comentarii, lăsați piese. Hai, mă, bine, fie. Lăsați cel mai retard de piese, mamă, pe care le vreți. Trebuie, mamă, câte conturi de fake am de făcut pe YouTube. Că trebuie să-mi aleg. Eu nu știu ce piesă vreau, trebuie să dau like-uri acolo. Îți alegi, spui piesa ta de la tine și îți dai like-uri. Știi cum mă pun poze de aia? Toată lumea like aici. La comentarii. Like puternic, puternic. Wow, ești pregătit, mă, facem? Hai, mă, hai să facem. Deci dacă o nimeresc, cea mai lecuită piesă din comentarii, pe aia urci tu. Da. Și dacă nu, la mine același lucru. Da. Bine. Vă rog, dacă ești ceva așa trabez, hands, vă rog. Hai, ești gata? Da. Drăcea, la ai umor, a fost îmbrăcat în Batman. După acel număr, la fel ca și Batman, s-a făcut nevăzut prin stand-up. Dom'le, ce-s filtrele astea, mă, coaie? De unde le iei? Mai dă-mi o dată. Oameni buni, lăsați acum, stai, pauză. Lăsați comentarii cu cele mai de căcat piese, Furduiancu, orice. Veta Biriș, Ghiță Munteanu. Fătoi mama ei de lume, fătoi mama. Vezi că ar fi amuzat. Aia e amuzat. Și oamenii din sală o să știe, că oricum mulți ne urmăresc. Mamă, de-abia aștept să urmă în picioare. Toate șogorițele. Vezi că ar fi amuzat. Hai, hai să o ciupim și pe asta. Drăcea, la ai umor, a fost îmbrăcat în Batman. După acel număr, la fel ca și Batman, s-a făcut nevăzut prin stand-up. Și m-am luat ghiciuma care are lanț. Și mă gândeam toți oamenii pe care îi cunosc care au lanț. Poți fie de liric din nou? Nu, cred că îți trimite al două. Da. Nu, deja. Abia mi-a dat poșta, tară DM-urile. Te rog eu frumos, mâine trag, te rog. Ia zi. Bucălaie sau Bordea? Bun. Care crezi în el?
Că pune răpă la care e corect. E bucălaie, e bordea. Bun, oameni buni, mai arată-mă o singură dată, te rog. Drăgea, la ai umor, a fost îmbrăcat în Batman. După acel număr, la fel ca și Batman, s-a făcut nevăzut prin stand-up. Hai toată lumea în comentarii cu piese, hai toată lumea în comentarii. Bucălaie. Bucălaie rămâne, da? Bun. Drăgea, la ai umor, a fost îmbrăcat în Batman. După acel număr, la fel ca și Batman, s-a făcut nevăzut prin stand-up. Na, ia-o pe asta, Drăgea, că ți-am dat-o cu power-ul ăla. Oh! N-am lăsat asta. Frații mei, toată lumea comentarii acum, pe ce piesă intră Drăgea, alegem toți, vă rog, cât mai multe acolo și dăm like-uri, eu sunt pe love-uri. Vai de cap. Bun, ca ce ți-ar plăcea, în ce zonă? Cum trebuie ajuns tu la Ghebos? Talent, power, emisiunea asta e... E bubuială. Bă, Ghebosă, bă, băiatule. Bă, mulțumesc, a fost băiat, a fost foarte amuzant. Bă, a fost singurul care i-a dat mai multe glume. Cu aia îmi plac toate, dă-te-n pula mea. Tu le-ai scris? Vezi că ești bun, ar trebui să te apuci și tu, mă. Nu s-a aștepta. Tu le-ai scris? Vezi că-s power, pe asta o dau face-to-face, că asta merge face-to-face. O să ți le dea random acum. El nu le-a dat pe toate. Bă, bă, foarte băiat, mi-a plăcut. Mi-a zis, îți trimit imediat, stai să repet. Bă, da, Ghebosă, extraordinar. Și acum am mai filmat un minte, mă. Care nu știu când o să iasă, bă, dar la fel e atât de amuzant Ghebosă și așa. Bă, și e super zici natural. Zici intră lumina în cameră când intră el. Bă, e natural, e naiv așa, da. Dar funny, cumva, nu știu, îmi place mult de tot de el. Și îți mulțumesc, Ghebe, că mi-ai dat video. Zi, ce piesă ai vrea, dacă ai trebuit să lași o recomandare oamenilor, în ce zonă să meargă? Bă, hai să facem să fie o piesă tare, mă rog, frumos. Nu știu, chiar eu am urcat pe aia de la J-Rock, Win. Care da. E foarte bună și îmi trebuie tot o piesă așa de intrat de ceva, deci dacă degeaba zică direct... Da, nu trebuie ceva la Caterică, oameni, vă rog din suflet și like-urile alea, power. Mamă, deci... sau știi ce ar fi intrat mai acu? Detalie mondială m-a făcut mama. Bun, toată lumea până. Aia e bună, hai să facem, hai să facem puțin în pauză acum de un minut, în timp ce oamenii scrollează prin comentarii și-și aleg ce piesă ar vrea. Drăgea, colegul tău Ghebosă de trap-ish. Așa, ți-a bubuit ultima piesă și m-am bucurat foarte tare că am văzut. Pe când o piesă nouă? Urmește. Urmează? Urmește. Îl care în spate. De măcar ca notoritate, îl ca pe gramatică. Vreau să fac anul ăsta să fac mai multe piese și vedem ce se întâmplă. Care este? Un album? Mi-ar plăcea să fac un album, sincer. EP ceva? Nu, album. Că după aia faci EP-uri. Întâi albumul, frate, ca să mă scoată din underground. Și după aia... După aia încep. Was quick, prumbat. Dacă te întâlneai mai devreme cu Shelly, te vedeam în Five Gang. Da, și eu. Plus că le știu pe toate. Deci, ultimă reclamă cu Sala Palatului, dacă sunt oameni care vor să vină la Sala Palatului. Plus, hai să anunțăm, noi ăsta va fi postat pe 17, pe 18 suntem la Călăraș, 18. 19 Mangalia, 20-21 Constanța, dar pe 20 nu cred că mai sunt locuri. Brașov și Sibiu avem pe 27-28-29 acolo, da și voi un ia bilet, după care Drăgea se retrage puțin într-o pauză, dar noi, oameni buni, fără Drăgea, știu, continuăm în februarie, avem show-uri peste tot, da și voi un ia bilet, o să vă las o listă și în comentarii. Cum e, vă merg alea? Bă, greu fără tine, nu o să te mint. Bă, dacă mergeam, băgam și eu. Frate, unde ați mai pus așa mai exact? Suceava, Oradea, Cluj. La Suceava, frumos. Cluj, Timișoara, Marte. Acolo de unde s-au născut toți interlopii în Suceava. Drăgea, ești penibil. Ai unul din șapte. Și mai am șanse să fac doi. Nu, 8 erau sau nu să te bucuri cu aia pentru asta? Dar mai am șanse, mă! Mai am șanse, vorbim! Eu așa am fost toată școala, toată viața mea. 3. Da, dacă e 4. Fii atent. Ia. Drăgea sau omul reclamă, cum mi se mai spune, lumea nu știe, dar camionul ăla roșu Coca-Cola era el. E Florin după el. E Florin ăsta. Dacă nu e Florin ăsta... Dacă nu era Ghebosă, putea fi Ghebosă, da. Nu, dar era el. Sau el sau Mirel. Dar Florin... Drăgea sau omul reclamă, cum mi se mai spune. Lumea nu știe, dar camionul ăla roșu Coca-Cola... Era el. E Florin. Drăgea sau omul reclamă, cum mi se mai spune. Lumea nu știe, dar camionul ăla roșu Coca-Cola era el. Ce burnă mare. Dar și-l operează acum că a luat banii de la Ai Umor, cine știe. Drăgea, el era, mă, clar, n-ai văzut că a dat și una cu Adigiu. Când a zis asta, Drăgea s-a cumpat. Drăgea, îți mulțumesc foarte mult, ai 2 din 8. Și eu mulțumesc. Mulțumesc pentru prezență. Am o ultimă chestie înainte să ne despărțim. Sper.
Da. Fuck, Mary Kill, Porc TV, Pro TV, Shelly TV. Răspunsul pe Patreon. Nu avem Patreon, nu există. Trebuie fuck, să dai. Fuck, Mary Kill, da. Pro TV, Porc TV și Shelly? Da. Și ia aleg un gen. Aici mă duc, fac, doar mă duc odată și apar și mai bubui. Mary, cu ceva te căsătorești și continui pe termen lung și Kill, renunți, dacă ar fi să renunți. O să aleg Mary, Porc TV-ul, că... pentru că a fost canalul și na, ce m-a ajutat pe mine cel mai mult în viață și m-a aruncat la început, când chiar nu prea făceam, nu prea aveam nimic. Ce mai aveam? Shelly. Și Pro TV. Rămân cu Shelly pe fac și Pro TV-ul Kill, pentru că oricum îmi dau ăștia afară. După, mai bine să le mă dau ăștia după ce apare roast-ul ăsta acum la Pro TV și bă, care la mine pe canal, în curând sper. În curând apare la Drecea pe canal roast-ul de la Pro TV pe care nu l-am căutat, pe 17. Nu, săptămâna asta, săptămâna viitoare. Ah, poate da. Aștept să apară ăsta întâi și... Și bubuim și dăm în aceeași zi. Sau dacă nu, n-am mai răbdat, a apărut. Dar cred că îl pun mai repede, că deja... Îl pun mai repede, nu mai pot, apare peste tot. Nu, dar deja a fost și eu pe TikTok și nu vreau să... Deci rostul Pro TV-ului? Pro TV, rostul Pro TV. Am oamenilor care au fost la Revelion, nu toți, dar sunt niște nume mari acolo. A fost bun, să ne uităm, a fost bun? Eu zic că a fost bun. Bun, pun end screen acum la final de episod să ne uităm cu toții împreună, da. Premieră. Da. Vreți la 12:30 să fim toți acolo în ceartă, Drecea? La 10 seara nu se uită nimeni, asta e. Drecea, îți mulțumesc încă o dată și foarte mult. Abia aștept pe 31 să ne aruncăm în nebunia pe care am făcut-o și să vedem ce va fi acolo. Pala abia aștept să văd ce piesă ți aleg oamenii în comentarii și mă bucur că am ales provocarea asta. Bă, și va fi foarte funny. Bă, în primul rând ești o mizerie de om că ai ales această provocare, că știe că nu pot să mă abțin și ce-am dat frate să facem. Pentru engagement orice. Și aia cu gheboasă, aiurea rău de tot, sincer. Adică ai ales pe cineva cu lanț care puteau fi Rejel, Bordea sau Bucălaie. Dar în același timp, ok, la gheboasă ai o scuză, dar la restul de 6, de 5, cine de Liric? Ce-a făcut da. De Liric pentru mine viața am luat-o, asta? Am luat-o, asta e. Drăcea, îți mulțumesc foarte mult. Eu, mersi, nu mamă, ce m-am distrat. Emisiunea. Ai 2 din 8, care e, încă o dată, e dezastruos. E recordul de jos. Da. Da, dar cine a făcut primul record ever? Da, tu, dacă în emisiunea avea 2 episoade. Nu acum, contează. La episodul 28 sau la cât suntem? Aici ești... Dar tu ești bă, câți ești până la Tiger ăsta? Și încă n-am sponsor, oameni buni, Samsung, prietenii lui Drăcea. Cer și-o scuze la Tiger ăsta de aici. Prietenii la KFC, Samsung, ce mai ai, BT, Durex am văzut, oricine, da, da, da. Oricine. Uite, norocul sau în creștere, că mă lasă să folosesc culele astea, că în rest n-am pe nimeni în viața asta. 31, ne vedem la sala fără palatului. Fără legătură cu emisiune. Între timp noi mai avem sketch-uri pe Instagram, pe Facebook, mai punem chestii doar ca să umplem sala palatului, vă rugăm, dați da. La prieten să vină. Nu doar ca să umplem, le punem pentru oameni. Seară bună! La revedere!